ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, având-o ca invitată pe doamna Adina Alberts, medic-chirurg. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră. Număr foarte mare de cazuri de coronavirus. Am văzut astăzi 460. De multe zile n-am mai avut atâtea cazuri. Cum vă explicați? Este cazul să ne îngrijorăm? Eu zic că nu e cazul să ne îngrijorăm, dar nici nu e cazul să ne relaxăm total și ar fi bine să păstrăm în continuare distanțarea socială pe cât posibil și să purtăm aceste măști de protecție în cazul în care suntem în incinte închise cu mai multe persoane, adică să ne protejăm sănătatea și să fim vigilenți, pentru că încă nu cred că a trecut hopul cel mare și pentru că nici nu ne dorim să ajungem în acel moment în care să avem o gravitate a pandemiei exagerată. Este vară, într-adevăr, este cald, este soare, riscul de a exploda acum ceva este minim, numai că ar trebui să fim foarte atenți și să ne pregătim sufletește pentru perioada de toamnă, când aceste condiții climatice nu vor mai exista. Și va veni un al doilea și val. Este posibil să apară un al doilea val, poate nu atât de mare cum a fost primul, iar în cazul României mai mic decât a fost primul. Că nu putem să spunem că am avut un val pandemic exagerat de mare în România. Cât de mult ne ajută masca, pe care știm că trebuie să o punem atunci când suntem în spații închise, dar aparent când suntem în mediu, am văzut și weekendul trecut la Mamaia sau alte stațiuni de prin Constanța, oamenii stau unii lângă alții și nu mai respectă, dar aparent când suntem în interior trebuie să purtăm mască. Deci Cât de mult ne protejează această mască? Prima măsură de protecție pe care o avem la îndemână în orice pandemie. Dacă vă uitați pe internet și căutați gripa spaniolă din 1916, o să vedeți că și în acea perioadă persoanele aveau mască pe față. În perioada pandemică asta este prima protecție. Este normal să o folosim, este firesc și ne protejează în primul rând pe noi, cei care o purtăm. Și apoi ne gândim că ne va proteja și pe cei din jurul nostru, dar după părerea mea, la începutul pandemiei din acest an, comunicarea specialiștilor Organizației Mondiale Sănătății, nu numai de la noi din țară, dar și specialiștii de la noi din țară au preluat aceleași informații. Deci comunicarea a fost deficitară. Populația trebuia informată despre această mască, trebuia îndrumată să poarte această mască, n-aveam măști la dispoziție, nu conta, fiecare își putea confecționa o mască acasă, nu e mare lucru. Și în felul ăsta, de la bun început, am fi putut, cred, stăpâni și ține în frâie mult mai bine ceea ce s-a întâmplat la noi în țară, care oricum nu a fost exagerat de gravă situația. Deci o mască te protejează în primul rând pe tine, pe cel care o poartă. Mulți poartă mască doar de dragul de a o purta, mulți nu respectă și acele instrucțiuni, faptul că trebuie să o dezinfectăm, să o schimbăm la câteva ore. Din nou, nu este nociv pentru cel care o poartă, dar totuși nu respectă aceste măsuri. Este adevărat. Deci o mască, în mod normal, masca de unică folosință, se poartă pe nas și pe gură, având grijă ca acel filament metalic care există în partea superioară a măștii să se muleze perfect pe conturul nasului. În acest mod, riscurile de a te contamina cu ceva din jur sunt minime. E adevărat că după 2-3 ore acea mască trebuie să o aruncăm, dar dacă între timp am pus mâna pe ea, am mai tras-o, ne-am mai scărpinat un pic, am pus-o la loc, ne-am mai ridicat-o și ne-am mai mâncat ceva și eram pus-o la loc, a fost într-adevăr purtată cam degeaba. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar nu toată lumea are studii în ceea ce privește purtarea unei măști. Ăsta este un gest până la urmă, medical, este un gest pe care noi îl învățăm prin exercițiu în sălile de operație, în spitale și acolo unde, în general, personalul medical poartă măști. Nu toate secțiile se poartă măști, evident, mai ales în sala de operație.
Și atunci, pentru noi, este ușor. Dar pentru restul oamenilor este firesc să fie dificil. Nu este ușor. Și dacă mai ești și purtător de ochelari, această mască, în momentul în care ai pus-o pe nas și ți-ai pus ochelarii deasupra, e posibil să nu mai vezi nimic, pentru că ți-ai saburesc ochelarii. Deci persoanele în vârstă au și această dificultate suplimentară. Și firesc, o tragi mai jos și lași nasul afară sau o tragi de tot și o pui sub bărbie și în cazul ăsta nu mai este deloc eficientă. Deci, încă o dată revin. Dacă această comunicare către populație ar fi fost corectă de la bun început și am fi învățat oamenii, i-am fi învățat cum să poarte măștile și cum să și le confecționeze și nici nu le-am fi impus, nici nu i-am fi amendat că nu poate să poarte, nici nu i-am fi obligat în vreun fel, pentru că sunt persoane care au diverse dificultăți respiratorii, diverse boli respiratorii sau cardiace și aceste persoane chiar nu poate să stea deloc. Ele nu pot sta deloc cu mască pe nas, făcând, mă rog, în mișcare, mergând. Deci, obligativitatea purtării măștii mi se pare o greșeală. O greșeală medicală. Nu poți să obligi pe nimeni să facă nimic. Este în ADN-ul nostru să ne apărăm sănătatea. Noi toți suntem dotați de la natură cu acest instinct. Și dacă explici corect și oferi soluții tuturor, oamenii își vor apăra sănătatea singuri, fără să-i obligi. Știu să facă că ceva. Dumneavoastră ați reacționat și atunci când s-a discutat pentru început de prelungirea stării de alertă. Nu ați fost și nu sunteți de acord cu această prelungire. Nu este chiar așa. Am spus că fie te hotărăști și faci niște lucruri complete, închegate. Deci nu poți să lași copiii să ducă la bacalaureat sau la examenele de valoare națională și să nu dai voie persoanelor în vârstă sau credincioșilor să se ducă într-o biserică. Pentru ce nu permiți accesul în biserică, dar permiți ca niște copii să se ducă să-și dea examenul de bacalaureat? Care e diferența? Adică, din punct de vedere medical, eu tot ce vă povestesc este pur și simplu din punct de vedere al riscurilor epidemiologice. Nu le văd deloc în echilibru. Sunt luate aceste decizii, este clar că nu sunt luate de un medic. Un medic epidemiolog. Mulți se întreabă și de riscurile folosirii telefonului mobil, da? Este exact. Poate cel mai utilizat obiect pe care îl avem la îndemână și fără să vrem îl ducem la față. Exact, telefonul mobil, țigara pentru fumători. Deci sunt multe lucruri la îndemână pe care noi le utilizăm tot timpul și încă o dată vă spun, oamenii nu au pregătire medicală, nu își pot da seama, sunt o groază de gesturi. La un moment dat, pe conturile de socializare, circula un filmuleț făcut undeva în Asia și ne arăta tuturor cât de ușor este să te contaminezi, dacă ar fi într-adevăr, să avem de-a face cu o pandemie foarte agresivă, cât de ușor este să te contaminezi, pentru că gestica, noi nu o conștientizăm. Deci am pus mâna pe această cană. Am băut, am lăsat-o jos, am plecat, a venit doamna care face curățenie. A pus mâna pe această cană. Și așa mai departe. Deci, o infectare în lanț. Nu putem avea pretenția ca oamenii să știe și să, fără să informăm, să-i amendăm dacă au greșit. Informarea. Asta ne-a lipsit la maxim. Informarea corectă. Vă aduceți aminte la începutul pandemiei? Nu purtați mască. Ca după aceea, după o lună, vezi, doamne, au mai apărut niște studii. Asta este o minciună crasă. Apar tot felul purtați, de studii. Purtați mască. Păi, și în 1916 de ce purtau mască? Este logic, a fost logic. Cum să vă spun, este logic, a fost o greșeală de la bun început. Spuneam astăzi 460 de cazuri. Un număr foarte mare, mai ales că suntem după două luni după stare de urgență, da, acea este perioadă firesc. Din martie. Este firesc pentru că lumea a început să se miște și este firesc. Eu eram convinsă și cred că toată lumea a înțeles că după ieșirea din perioada de starea de urgență în care toată lumea a fost în izolare, e normal contactul uman să ducă la un număr mai mare de îmbolnăviri. Dar, după cum bine știm, marea majoritate a acestor cazuri sunt forme ușoare sau asimptomatice.
Da, foarte puține cazuri la terapie intensivă. Din Eu vreau să vă spun ceva. Acum un an jumate, deci în sezonul rece trecut, am de la fetița mea de la grădiniță, m-am îmbolnăvit, am făcut o formă foarte puternică de o răceală groaznică și am ajuns să îmi fac perfuzii cu cefalosporină. Eu, care sunt de ani de zile, de 30 de ani în spitale, dacă nici eu n-am imunitatea lucrată și pusă la încercări grave. Deci, am avut și aceste coronavirus, sau acești virus din familia coronavirus, ei au existat și vor exista. Sunt convinsă că și anul trecut am avut de-a face cu ceva posibil, cum să vă spun, nu atât de grav ca acum, dar destul de grav, care colcăia prin grădinițe, prin școli, pe unde era, pentru că era foarte multe persoane erau bolnave pe vremea aia. Erau forme grave, dacă pe mine m-au trimis la perfuzii cu cefalosporină, vă rog să mă credeți că nu sunt o consumatoare de medicamente, nu sunt aia care să iau imediat un antibiotic dacă am vreo răceală sau mă doare vreun dinte sau ceva. Deci am suferit destul de grav. Fetița mea n-a avut aproape nimic, vreau să vă spun, dar așa ca idee. Și în viitor vor mai fi. Trebuie să știm, noi trebuie să fim informați, să știm cum să ne protejăm sănătatea și să avem protocoale. E posibil ca infecția cu coronavirus să fie existat mai de mult și noi să ne-am fi dat seama? A mai fost, sigur, dintr-o altă familie. Sau, nu neapărat, să fi fost un alt coronavirus din aceeași familie, un virus din aceeași familie coronavirus, asta am să spun. Sau să fi fost alt tip de virus. Dar tot timpul vor fi viruși. De asta accentuez, pentru a treia oară vă spun acum, nu vreau să vă supăr, dar e foarte important să înțelegeți informarea tuturor oamenilor, cum să se protejeze, cum să-și păstreze sănătatea. Și protocoale în grădinițe, că vreau să spun o propoziție și despre asta, pentru că am suferit foarte mult. Copiii, am suferit empatizând, copiii sunt lăsați în grădinițe, știți că se spune lasă-l acolo să răcească că își face imunitate, este o greșeală. Așa ceva nu este firesc să se întâmple. Copilul intră în septembrie la grădiniță și este non-stop bolnav până în luna iunie când ia vacanță. Nu este normal. Fetița mea într-un an de zile de grădiniță, ia cam, am făcut un calcul, vreo 3 litri, 4 litri de siropuri de diverse tipuri. Pentru că nu pot să-mi las copilul netratat. Deci ea din 5 zile de grădiniță mergea 2-3, era bolnavă, în recuperare. Și nu este firesc. Deci trebuie să făcute protocoale. Nu putem să lăsăm copiii acolo bolnavi, pentru că orice boală care se suprapune pe perioada de convalescență, deci nu a pus să te vinde și faci o altă boală, nu face decât să te tareze pe tine ca organism, în formare. Și ajungi cu tot felul de complicații sau se cronicizează ceva la vârsta matură. Deci nu este deloc corect să spui lasă copilul acolo că își face imunitatea. Nu așa. Ci prin curățenie, prin vaccinare, prin îngrijire, așa își face copilul imunitatea, își antrenează imunitatea. Ați strânit multe reacții în spațiul public cu precizările privind consumul de pâine. Vă rog să ne explicați. Nu neapărat consumul, ci tipul de pâine pe tipul care... Tipul de pâine pe care îl mâncăm, exact. Din păcate, există... Deci și pentru mine a fost un șoc când am descoperit cam câte substanțe nocive există în pâinea noastră de zi cu zi. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Când am terminat, în timpul facultății, am învățat că există intoleranțe la gluten de două tipuri. Cea cu care te naști, pentru că îți lipsește o anumită enzimă și atunci pe toată perioada vieții tale trebuie să mănânci fără gluten, dar o ai de la naștere. Și cea care apare în timpul vieții. La varianta cea care apare în timpul vieții n-a fost mai mult decât această frază, pentru că este foarte rară. Asta se întâmpla acum 25 de ani, când eu eram în facultate. Între timp, cred că la nivel planetar sunt undeva în jur de jumătate din, poate nu planetar, că nu ne referim la țările subdezvoltate, dar în lumea civilizată, mai mult de jumătate dintre adulți au dezvoltat și dezvoltă în continuare simptome de intoleranță la gluten. Și am început să ne întrebăm oare de ce? De ce, exact. Ne uităm puțin ce conține pâinea. Și atunci am descoperit ceva înfiorător. Deci, în afară de făina integrală, acum fac referire doar la România și la legislație, în afară de făina integrală,
în care nu ai voie, legal vorbind, să introduci nimic altceva, mă refer la făina de grâu, în restul tipurilor de făină, făina albă, super albă, 000 sau triplu O sau în sfârșit, de panificație, de prăjituri, de dospit, de cozonaci, de așa mai departe, poți să adaugi o groază de lucruri, pentru că acea făină trebuie să fie cât mai albă și atunci adaugi înălbitori. Din acea făină trebuie să-ți iasă o pâine cât mai crescută și mai pufoasă și atunci adaugi agenți de maturizare. Adaugi azodicarbonamida, care este o substanță chimică ce se folosește în producerea maselor plastice care se doresc a fi poroase. Da? Cum este salteluța de yoga. Salteluța aceea care... Această substanță, în cantități mici, se introduce și în făina noastră de zi cu zi pentru a da aspect și pentru a face pâinea foarte pufoasă. Și acum ne referim la pâinea aceea toast pe care o cumpărăm feliată și pe care și ține în cămară probabil 10 zile fără să aibă nicio problemă și care este și foarte gustoasă, care este și foarte aspectoasă și la sandvișuri e perfectă și când o prăjim se prăjește imediat și arată splendid, dar toate astea în detrimentul sănătății din cauza acestor compuși chimici adăugați în făină. Ce ne recomandați? Și acum ne rămâne un singur lucru de făcut, pentru că din păcate în străinătate au obligativitatea să scrie la descrierea produsului pe spatele, mă rog, pe ambalaj tot ce conține făina, la noi nu există obligativitatea. Deci legislația e prost făcută. Și atunci, lumea mă întreabă, iar eu nu știu să răspund, pentru că nu știu care din pâinile astea conțin aceste substanțe. Dar, cel mai mult, adică cel mai, mă gândesc în felul următor, le exclu pe toate din comerț și mă duc și îmi cumpăr făină bio, organică, de grâu. Există. Din fericire, ne putem aproviziona cu astfel de tipuri de făină. Sau îmi cumpăr făină integrală, pentru că știu că legea nu dă voie ca în făina integrală de grâu să se introducă ceva. Deci cel mai bine și ne facem fac pâine singur. Acasă, din făină, de fie îmi cumpăr făină albă de grâu bio, organică, se găsesc, există magazine, sau îmi iau făină integrală și îmi fac singură pâine acasă. Și vreau să vă spun, chiar și în aceste condiții, tot e nevoie de minim, deci ne întoarcem la intoleranța la gluten, este nevoie de minim 6 luni să scoți complet din alimentație glutenul ca să ți se redreseze sistemul digestiv și să poți ușor, ușor, ulterior să introduci gluten de bună calitate, adică făină de bună calitate și să-ți revii cât de cât. Este o mare problemă a celor care trăim în marile orașe, pentru că noi nu avem timp să ne apucăm, mai rămâne să ne plantăm grâu, să-l culegem, să-l ducem la mare, adică unde. Nu avem, să știți că m-am uitat până și lucrurile astea. Există mori mici de uz casnic, deci ar fi până la urmă și o soluție de genul ăsta, te duci direct și cumperi grâu de la țărani și ți-l maci în singură și îți faci făină acasă, pentru că trebuie să ne păstrăm sănătatea și dacă nimeni nu are grijă de noi, noi singuri, informându-ne corect și aplicând ceea ce știm, ne păstrăm sănătatea. Cât de sănătos mănâncă românii? Știu că dumneavoastră ați făcut un ghid mai amplu. Cât de sănătos mănâncă românii? Ghidul pe care l-am conceput ca fiind ceva simplu de înțeles, pentru o informare largă și utilă pentru toți cei care trăiesc în oraș, se numește Ghid de Sănătate Urbană, nu explică numai partea alimentară sau noxele alimentare. Ne referim aici și la apa care ne curge la robinet, ne referim și la aerul pe care respirăm, ne referim la smogul electromagnetic, pentru că smogul electromagnetic la țară, la sat, e mai rar, adică spre deloc, depinde unde ai poziționată casa și ce antenă GSM o fi crescut în curte, dar în rest, astea sunt lucruri, ne referim la nivelul de sport pe care trebuie să-l facem, pentru că sportul extrem este o formă de a ne intoxica organismul și ar trebui să nu exagerăm nici cu sportul, la poluarea mentală pe care
o simțim din ce în ce mai apăsătoare pentru noi toți. Senzația aceea de oboseală? De... Am detaliat și sindromul burnout, dar la poluarea mentală mă refer la altceva. La faptul că ești intoxicat mereu cu tot felul de știri de fetița mea care are 5 ani, se uită la un canal de desene animate și m-am trezit într-o zi, venind la mine, spune: mami, nu e așa că și tu folosești apa micelară și nu spun numele? Pentru că inclusiv apa micelară făcea reclamă pe canalul de... M-am zis într-un final, bun, apa micelară nu e așa o treabă importantă, mă bucur că nu e vreo ciocolată sau mai știu eu ce care să afecteze sănătatea. Deci această invazie cu produse, să le cumpărăm, deși pentru foarte multe dintre ele noi nu avem niciun fel de trebuință. Deci am detaliat multe, multe probleme cu care omul care trăiește în urban se confruntă zilnic, și am dat și soluții. Asta este cel mai important. Pentru că degeaba îi spui omului, vezi că acolo e o problemă, dacă nu îi dai și soluție. Și am găsit soluție pentru toate, mă bucur că am reușit. Care ar fi soluția la sportul în exces? Asta e, aici e simplu, să nu faci, și acolo am detaliat exact ce înseamnă exces, ce înseamnă normalitate, de ce să nu ne obosim copiii cu nu știu câte activități sportive, de ce să ne chinuim o fetiță doar pentru că noi părinții am auzit că baletul dezvoltă piciorul și vedem clar și că ea nu vrea 5 sporturi. Exact. Și așa, deci un copil ar trebui să aibă pe săptămână o singură activitate extrașcolară. Pentru că și copilașii noștri sunt super stresați, dorința părinților de a-i face campion pe eventual 3-4 căi, ramuri, să zicem așa, ne supra-solicităm. Și trebuie să-i lăsăm, în primul rând, când este mic, trebuie să-l lăsăm să joace, că este copilăria și perioada lui de copilărie, după care începe școala, iar în timpul școlii mai mult o activitate extrașcolară pe săptămână nu ar trebui să existe. Maxim, orum două, dar să fie diferite, una de sport și una, eu știu, de artă. Nivelul poluării este foarte mare în București, nu aveți să locuiți aici. Da. Cât de mult ne afectează? Aici la poluare vreau să vă spun un singur lucru, este un secret și l-am detaliat și în ghid. Există o statistică mondială care ne spune că în zonele civilizate, timpul pe care o persoană îl petrece în indoor, deci înăuntru, este aproximativ de 90%. Fie că stai în casă, fie că stai la birou, fie că stai în mall, fie că stai în cinematograf sau în teatre, cam 90% din timpul tău îl petreci înăuntru. Și atunci, de ce nu ne gândim puțin altfel? A venit și pandemia asta peste noi și ne-a mai luminat puțin. Haideți să avem grijă de aerul pe care respirăm înăuntru, că aici îl putem condiționa. Putem să introducem purificatoare de aer care combină mai multe tehnologii și purifică aerul din multe puncte de vedere, inclusiv viral. Da? Îl putem purifica și din punct de vedere al virusurilor și al germenilor. Și în felul ăsta, de exemplu acasă, ne cumpărăm un purificator de aer și măcar acolo, în dormitorul în care stăm, eu știu, fiecare cât doarme, 7-8 ore, 9 ore, respiră aer curat. Și este foarte important, dacă nu putem să facem mai mult de atâta deocamdată, că ce să facem mai mult de atâta? Noi, fiecare dintre noi, nu avem putere să facem mai mult de atâta. Putem să ne cumpărăm un purificator de aer. Când de mult ne ajută foarte aceste mult. Purificatoare? Foarte mult. Foarte mult. Vă rog să mă credeți că există studii. Bine, sunt și aici diverse produse, nu putem să ne uităm chiar la toate ciurucurile, dar sunt produse de calitate. Acum au apărut aceste combinații de tehnologii în același produs, care sunt și mai bune. Și, de exemplu, un purificator de aer care schimbă 3 tehnologii în funcție de ce vrei tu să faci în camera respectivă. Ai plecat, îl lași o oră cu radiația ultravioletă când tu nu ești în încăpere sau, eu știu, jumătate de oră și atunci îți curăță camera din punctul ăsta de vedere, după aia îl lași cu altă tehnologie și în felul ăsta folosești tot ce știe știința sau tot ce am aflat noi până acum că putem folosi ca să creștem calitatea aerului. Și sunt studii care arată clar copiii la care scade incidența astmului bronșic folosind aceste purificatoare,
că aici este marea mea nedumerire a acestei omeniri. Grija față de puiuții noștri, care eu am avut senzația înainte de a avea pe fetița mea că este maximă. Ei bine, nu. Nu, deloc. Și instinctul de mamă îți spune din primul moment ce trebuie să faci. Deci tehnologia ne ajută, acum ne depinde ajută de noi dacă vrem să o folosim sau nu. Este strict pentru sănătatea fiecăruia dintre noi, nu ți impune nimeni să faci așa ceva dacă nu crezi în astfel de tehnologii. Mai avem câteva minute și n-aș vrea să las să ne discutăm un subiect pe care l-am văzut la fel în spațiul public. Circulă un sondaj și un sondaj la primăria sectorului 1, potențial candidați. Dumneavoastră vă aflați în acest sondaj. Cum vă explicați? A fost un sondaj în care au fost introduse mai multe persoane la care s-a măsurat nivelul de încredere și, într-adevăr, acolo, evident, primarul în funcție a fost introdus în acest sondaj, doamna Clotilde Armand, care este candidata din partea USR-ului pentru primăria sectorului 1, domnul Stamule, care este candidatul PNL-ului, încă două, trei persoane și am fost introdusă și eu. Și la nivelul de încredere, adică păreri bune și foarte bune pentru personalitatea respectivă, eu m-am clasat pe locul 3. Vreau să vă spun că mă mândresc cu lucrul ăsta, sunt foarte bucuroasă că lumea are încredere în mine. De altfel, eu pe toată perioada pandemiei nu am avut stare. Eu cred că am fost singura persoană care nu am stat o zi acasă. M-am implicat în... fiindu-mi și foarte simplu să mă protejez. Eu chiar n-am avut nevoie să învăț nici cum să pun masca, nici cum să pun mănușile. E ceva normal, firesc pentru un chirurg. Am considerat că e nevoie de mine și m-am implicat la maxim. Eu m-am pus inclusiv clinica la dispoziția oficialităților să o preia și să facă ce doresc și ce au ei nevoie să facă în clinica mea. Și pe mine personal m-am pus la dispoziția autorităților. Nici o autoritate nu m-a preluat, nici pe mine, nici pe nici clinica. Dar cu toate astea nu am putut să stau acasă și am inițiat o asociație, am pus bazele unei asociații care îmi poartă numele și m-am implicat. Am mai multe persoane vulnerabile, mi-au rămas în grijă, ca să spun așa, asociației și cam asta am făcut eu în perioada. Și cred că de aici a venit încrederea. Veți în candida la primăria sectorului 1? Toată lumea se întreabă, poate ne faceți un anunț astăzi. V-aș face cu mare plăcere, v-aș da un răspuns tranșant dacă l-aș avea. Încă nu răspund la întrebarea asta pentru că nu am luat nicio decizie. Dar nici că nu, nici că da. Sunt persoane care îmi spun că ar trebui să iau un calcul și atunci evident că mă gândesc. Probabil că atunci când o să fie, oricum nu mai e prea mult timp de gândire, fie da, fie mai nu. Mai sunt câteva luni, da. 2-3 luni. Voi vedea, voi face ce cred eu că ar trebui să fac mai bine pentru că vă rog să mă credeți. Singura mea motivație dacă ar fi să iau această hotărâre este faptul că e nevoie de implicare. Nu mai putem să stăm pe margine dacă deja avem niște soluții pentru problemele noastre ale tuturor. Un minut și o ultimă întrebare, că tot veni vorba de politică. Credeți că femeile în politică sunt tratate pe același picior de egalitate cu bărbații? Ce șanse are o femeie? Ei bine, nu politică sunt tratate pe același picior sau pe picior de egalitate cu bărbații, de aceea există și diverse, inclusiv proiecte europene pentru a elimina discriminarea dintre femei și bărbați în domeniul politicii și nu numai în domeniul politicii, dar lucrurile merg într-o direcție bună, ceea ce mă bucură și sperăm ca într-un viitor foarte apropiat să nu mai existe o mare diferență între femei și bărbați din punct de vedere politic. Doamna Adina Albert, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu dragă, de ce nu, pentru un nou interviu. Mulțumesc și eu.